Salutare, bine ați venit la Te România, Alex aici cu un nou clip de World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Astăzi continuăm seria de leveling pe Warmane. Mergem face repede quest-ul ăsta cu Gold Dust și după ne ducem în Westfall. Inițial am zis că merg direct în Westfall, dar... Da, cred că asta o să fac, nu mai face niciun quest, merge direct în Westfall. Am zis că o să continui și cu seria de pe Burning Crusade, dar momentan, sincer, prefer Wrath of the Lich King. Mereu am preferat în detrimentul nu știu, cred că e cea mai bună expansion după părerea mea. Deși și Burning Crusade are punctele lui forte, Wrath of the Lich King a adus și a îmbunătățit experiența din World of Warcraft, cum ar fi cu achievement-uri, cu dual aspect și cu multe alte lucruri. Să legem și punem și asta. Ne îndreptăm spre Westfall. Am zis că fac om, fiindcă inițial m-a tentat să fac altă rasă, dar n-am mai crescut un om de pe Burning Crusade, cred că de foarte mult timp, și am zis că hai că mai schimbăm un pic. Să-l predăm pe asta. Și am putea face și asta cu Hogor. Hai că-l face și pe asta, deși e... să fie greu. Să vedem, poate găsim și un player și facem în grup acest quest. Să dăm un pic de zoom. Deja level 8 pe aici. Ok, avem aici... Stai un pic că mă atacă asta. Dăm buff-ul ăsta din nou. O să schimbă abilitățile cum sunt puse. Aia zic că-l facem pe Hagor. Nu cred că... Le dăm să le vindem. Da. Câte viață are astea? 200? Așa mic damage erau ăștia? Sper că nu vine și asta la... Hai că... Hai să-l facem viața. Și să-l căutăm cu Hogger după asta. Totuși... Cât are damage asta? 6 cu 9... aruncăm asta... Asta e one hand? Da... Nu-i nimic. Atacă mai repede măcar. Sunt prea mulți aici. Mi se pare că atacă prea repede, parcă.
inventory is full. Aruncăm asta. Punem și un scut de asta. Data asta. Why? Nu pot. N-am dual aspect încă. Să ne mișcăm un pic. Încă doi. Știu că de obicei Hogger era înconjurat de alții. Nici nu aș vrea să iau. Să interface. Da, clar, dacă eram pe bani cu ei, eram mort. Ok. Ăștia pe... Doi n-ai de elfi. Uite, știu. Da. Nu-i nimic. Hai să predăm quest-urile astea două. Aparent, cred că-ți poți scoa ceva iteme. Văd că ăla are ceva topor. Cred că de pe site. Anyway. Noi nu jucăm cu
Aruncăm asta. Un player 27. Parcă face în ciudă. Mă da ce de player. Alegem scutul. Și celălalt. Pe bune trebuie să merg în... Hai că mergem. Oh, cine știe că trebuie să mă întorc. Safe travels to you. Am jucat un meci de Warcraft mai înainte și sunt un pic nervos, fiindcă am îngafat atât de mult. Încât am dat alt F4. Dar... Păi câștigam la limită și... Am greșit o chestie așa de nașpa, încât m-a făcut să mă... Să mă enervez și să ies. Bine că e rata măcar mare, adică, deși nu-mi displace să fac o rată mică, dar durează mult, prea mult pentru o serie, pentru YouTube. Hai că acum ajungem și o să și învăț abilitățile de la Paladin. Light be with you. Divinity. For the Alliance. Be careful. Okay, unde este cu Hagor? Well met. Alege tunica. Go with honor, friend. Și... Light bless you. Stați un pic. Looking for something specific? See you later. What can I do for you? O să-mi iau mining, probabil. Hello! Da, mă, cred că-ți poți lua... Anyway, hai să mergem în Westfall. Nu mi-a dat chiar așa mult XP, dar măcar mi-a dat tunica asta. Așa, și să ne... Stai un pic. Nu cred că am apucat loc. Mutăm asta aici. Asta pe 2. Asta aici. Asta pe 3. Hero-ul aici. Asta aici. Trebuie să și... Nu cred. I don't have a target. Cel mai mult timp îți ia în World of Warcraft mersul ăsta, el e mers foarte mult. Hai că
acum ajungem în Westfall. Foarte mulți naidelfi. Ok, hai că am ajuns în Westfall. Să facem câteva quest-uri pe aici. Să aruncăm asta. Cam uite că mai sunt și ăștia pe aici. Ce cu ea. Deci. Ia să mergem mai pe aici. Încerc să nu iau clar că iau. Dacă dau purify. No. Bullshit. Ia să mergem aici să vedem ce e. Măcar level 15 dacă fac în clipul ăsta. Sau... aș putea face un clip mai lung de, nu știu. Uite aici unul. Asta e level 15. Că tot vedeți, deci level 15. Ce ar fi
ăsta ce e? Tot Night Elf. Cred că l-am mai văzut odată. N-am mai văzut să fie ploaie în Westfall. De obicei e vreme bună, cum spune busul. A, deci îmi place la nebunie e că să... Că-s playeri, că-s mulți playeri pe acest server, fiindcă face, na, experiența de leveling mai plăcută. Ia să... Ca să facem level 13. Aici încă unul și mai trebuie încă... Am trecut doi aici. Păi de aștept, dacă nu vreau. Ăștia mi-au făcut damage, pot spune. Așa, hai să luăm asta. Asta. Asta o luăm. Trebuie să aruncăm asta, nu avem ce face. Nu știu niciodată. Căutăm, parcă am mai văzut un sac pe aici. Bă, dar toți atacați acum. Ne mai trebuie încă un sac care e aici. În păcate și mă atace și asta. Da, lame.
Se predăm astea și mergem mai departe. Deci level 13. Cred că poți face până la level 20 în Westfall. Good day to you. I can't carry. Ce să aruncăm? Aruncăm asta. Safe travels. Ok. Need something? Și... Have a good one. Hai să mergem mai departe. Level 18. Three part string, vulture meat. Ah, e o rețetă. Mai schimbăm un pic asta. Cămașă verde. Ia să predăm asta aici. Știu că avea un quest cu de ăștia cu... Dar mai întâi să predăm rețeta. What can I do for you? Farewell. Well met. Ok. Have a good one. Safe travels. Pot face... Hai că intrăm în dungeon. Nu știu cât de bun tank o să fiu, dar... mai facem quest-uri până între timp. Asta cu... Dacă ne teleportăm spre dungeon... Acum... toți sunt level mic... Thank you.
știu ce să zic, sper să nu iau. DPS meter-ul. Dacă luăm așa. Vino aici, în cuii mei. Facem mana. Acum stau, îmi fac mana, nu mă ridic. Thank you.
merge cumva, dar mai bine făceam leveling. Era mai rapid. Dar acum îl facem, nu avem ce face. Ce lungi erau dungeon-urile pe clasic. Oh.
Hai să facem quest-uri, fiindcă durează prea mult cu dungeon-urile și... deși am făcut level chiar bunicel. Să văd că omor de asta. Să-mi bag, hai să-l predăm pe asta și încheiem clipul. Facem level 17, chiar am făcut level destul de bine, aș putea spune. Știu, să nu mă atacă, de fapt, hai că te... Scurăsă și dacă ai fly-ul descoperit sau trebuie să-l descoperi tu. Posibil să l-ai descoperit. Ok, că am ajuns aici. Am făcut și level și închei clipul aici. Eu sunt Alex, până data viitoare, salut!